Cum să te duci de un plan de victorie unde să prevezi și ne tărâși și pe noi? Pentru că de la noi vor porni rachete, cum adică să apă, NATO intervine și apără spațiul aerian al... Ucrainei. Da. Păi, în acel moment... Nu, În dar acel eu am... moment e război, da, că în acel moment NATO e în război. Aia clar, da. Dar, domnul Turcescu, nu, eu nu las, oricât de lucid și este, ar fi Putin și conducerea, la un moment dat nu mai poți să o mai stăpânești poporul. V-am dat un exemplu cu Da. 77, a fost o nebunie în Rusia. Pentru că în momentul în care tu dai cu acele rachete, deja rușii se simt pe teritoriul lor amenințați, chiar și acum, dar acum, băi, și atunci, nu, dumneavoastră ca să fii rus, zice, bă, noi plătim impozite și cu tare. Mi-ai zis, băi, Putin, că ai arme nucleare. Și de ce nu o folosești? Păi cum să o folosești? Păi, da, băi, stai puțin, adică...